Știre electorală de promovare. Candidatii AUR pentru funcția de consilier județean își propun creșterea calității vieții hunedorenilor prin implementarea unor măsuri în regim de urgență. Candidatii AUR consideră că este nevoie de o nouă viziune, o nouă abordare diferită de cea clasică aplicată în ultimii 34 de ani, iar fără implicarea și consultarea comunității în proiectele de modernizare și îmbunătățire a calității vieții, nu se poate spera la progres. Una dintre măsurile propuse este transparența totală a modului de cheltuire a banului public. Ca să facem toate lucrurile astea, cred că ar trebui să avem o mai bună evidență a cheltuirii banului public și o transparență mult mai mare, ca să putem să realizăm toate lucrurile acestea pe care colegul meu, Tibi, le-a relatat. Altfel, nu o să putem să facem nici performanța care ne-o dorim în sport, nici... Adică, haideți să fim mult mai transparenți în ceea ce se întâmplă cu banul public și în cheltuirea banului public, atât la nivel județean, cât și la nivele locale. Făcând o analiză a site-ului Consiliului Județean, într-adevăr, transparența decizională există pe site-ul Consiliului Județean, doar că informația este foarte brută, ca să spun așa, adică sunt postate proiectele de hotărâri, hotărârile, există o parte de achiziții publice unde sunt postate firmele care sunt câștigătoare, firma respectivă, sunt caiete de sarcini postate și așa mai departe. Dar ca informația să ajungă tuturor cetățenilor județului Hunedoara, ar trebui creată o structură și respectiv noi ne-am gândit să inițiem un proiect prin care să creăm un birou la nivel județean care să se ocupe de partea de transparență, în sensul în care se câștigă un contract, spre exemplu, de reabilitarea unui drum județean. Biroul respectiv, înainte să înceapă lucrarea, va trebui să se ducă să se documenteze cine este firma respectivă, care este suma cu care se va reabilita drumul, care este durata de execuție, când este termenul de începere a lucrărilor și toate aceste informații să se posteze pe site-ul Consiliului Județean. Să existe o pagină de Facebook promovată în așa fel încât informația să ajungă la toți locuitorii din județul Hunedoara. Chiar informația să fie transmisă într-un ziar. Și acest birou, odată la 2 săptămâni, să meargă pe teren și să verifice stadiul lucrărilor. Și în acest fel, de la începutul lucrării și până la sfârșit, oamenii sunt informați cu privire la desfășurarea lucrărilor și dacă s-a finalizat la timp. Dacă nu se finalizează la timp, de ce? Cine este răspunzător? Ce penalități sunt? Eu cred că asta își dorește toată lumea. Adică, vă dau un exemplu, da? Pistele de biciclete din Deva. Și asta nu este cu referire la nimeni. S-au început lucrările, s-a creat un haos generalizat la nivel de municipiul Deva. Nimeni n-a știut când încep lucrările, când se termină lucrările, de ce s-a ales să se facă atunci, de ce s-a ales să se spargă tot orașul și nu s-a făcut pe bucăți. Adică nimeni n-a transmis concret această informație și au apărut tot felul de discuții între cetățenii din municipiul Deva.